Bună ziua, spuneți-ne, vă rog, despre dumneavoastră, despre poziția pe care ați ocupat-o acum de curând și despre standul de spate. Bună ziua, numele meu este Nichifor Dragoș, de profesie sunt medic veterinar și de 2 săptămâni sunt directorul stațiunii de cercetare dezvoltare agricolă Sepuieni. Suntem prezenți aici cu un efectiv de 6 capete de bovine din rasa brună de Maramureș, bovine care provin din ferma proprie, fiind o fermă de dezvoltare, nu de cercetare, dar chiar așa fiind, sunt animale cu o performanță ridicată, ajungând la în jur la 6600-6100 de litri de lapte pe cap de vacă furajată. Este o rasă aclimatizată în România, cu rezistență la membre, la condițiile climei din zona noastră, din nord-estul României, chiar și din partea vestică, după denumirea de brună de Maramureș. Și am reușit, ca și performanță, să zicem așa, să livrăm în ultimii 4 ani 2 tăurași din rasa de brună de Maramureș pentru recoltare de material seminal către Sentes Craiova, tăurași care vor fi utilizați ulterior pentru paiete și pentru distribuția rasei în România, efectiv. Scopul nostru este de a crește și de a difuza material de prăsilă, respectiv junici din rasa de brună de Maramureș, în toată țara. Și am livrat în 4 ani de zile, în jur de 42-43 de capete, contribuind astfel la înmulțirea numărului de capete din această rasă pe întreg teritoriul țării. Bine, ținem cont de faptul că populația globului depășește acum și, dacă nu a depășit deja 8 miliarde, e nevoie de alimente naturale pe cât posibil, pentru că se vorbea la un moment dat de modificări genetice, nu este cazul în... La noi nu este cazul, noi suntem integrați în structura ASAS-ului, Academiei de Științe Agricole și Silvice București. Păstrez rasa asta în rasă pură din 1962, de 40 ceva de ani, rasă pură și... Ca producție, să spunem, este o producție mulțumitoare, dar totodată, știți cum este, permanent este loc și de mai bine. Producția pe care o obținem, o transformăm, cum vedeți, pe măsuța alăturată, în subproduse, brânză, smântână, telemea, produse acidofile, respectiv lapte, țana, chefir, iaurt, lapte bătut. Și distribuim prin magazinul propriu care îl avem în municipiul Roman. Ca și nou conducător al stațiunii, avem în vedere extinderea celorlalte cercetări pe bază de plante, pe bază vegetală, cu rezultate extraordinare. Suntem pe primul loc, ca și stațiune, la sămânța de cânepă, primul loc din România. Așa, suntem pe locurile principale la dezvoltarea și ameliorarea triticalelor, un furaj foarte important pentru consumul furajel fiind reprezentat bobul, jumătate grâu, jumătate secară, 50%, 50%, ceea ce în viitor cred că va constitui un furaj primordial în asigurarea raților furajere și în asigurarea furajării în general a animalelor, pentru toate speciile, indiferent că este bovină sau este porc sau pasăre. O ultimă întrebare ca să vă las să vă întoarceți la ce făceați. E nevoie de mai multe cercetare de dezvoltare în România, mai multă investiție, mai mult ajutor guvernamental? Da. Pot să spun de 2, 3, 4 ori, da. Noi, la momentul actual, dezvoltăm un proiect guvernamental aprobat prin intermediul Academiei și confirmat prin ordin de ministru, prin dezvoltarea acestei stații punct de prelucrare și industrializare a laptelui, o dezvoltare și o modernizare conformă cu normele și cu standardele europene, o modernizare a 2 grajduri, o valoare totală de 5 milioane de euro sau peste 25 de milioane de lei. Suntem actualmente în faza a 3-a de dezvoltare, cu documente, cu partea scritică, tehnică, cu aprobările necesare și sperăm, așa cum ați auzit și de la domnul ministru, că ne va sprijini în continuare pentru a duce la bun sfârșit această dezvoltare. Este important de spus că, din păcate,
de 20-25 ani, la stațiunea de la Secuie, nu se mai face cercetare pe partea zootehnică. Se face cercetare și este o stațiune specifică cercetării pe partea vegetală. Dar, în paralel, mergem și cu partea zootehnică, cu îmbunătățiri care considerăm că trebuie să aduce, în sensul că aducem tauri de material seminal de la tauri de performanță, îmbunătățim calitatea corpului animalului în sensul creșterii masei musculare, dezvoltării normale și bune a ugerului, o rezistență mărită la condițiile climatice și, evident, vânzarea produsului finit, care este, din păcate, esențială pentru noi, a obține producții mari pentru această rasă și a desface subprodusele cu un preț, cu o valoare adăugată, care să fie competitivă cu cerințele pieței locale, românești, a romașcanilor, cu produse de calitate, fără să avem niciun fel de ingrediente, așa zis, euri conservant, sunt numai produsele naturale cu stricul adaos pentru diferitele compoziții, la chefir, la sana, care imprimă gustul, aciditatea, cantitatea specifică.